În creșele constanțene s-a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Educatoarele învață din timp pe micuți versuri din colinde și poezii pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun cum se cuvine. Tot în această perioadă, pereții creșei numărul 1 vor prinde viață, iar cei mici își vor putea admira zilnic animăluțele preferate chiar la intrarea în unitate. Creșa o să fie pictată începând de astăzi, da? Îl avem pe domnul care se ocupă... Cum voi arăta pereții? Da. Noi am vrea să fie o surpriză. Se vor executa într-adevăr lucrări de pictură, atât în grupă, da, având în vedere că totul este foarte nou în creșă, adică au fost pe toată perioada verii lucrări de reabilitare. Surprizele se vor ține lanț pentru micuții luna decembrie. Pe lângă activitățile zilnice și opționalele de pictură, dans și engleză, copiii se pregătesc temeinic pentru întâlnirea cu Moș Crăciun. Pregătiți ceva deosebit acum că vin sărbătorile de iarnă? Activități cu părinții, cu cei mici? Da, o să avem și pe data de 8 decembrie o activitate în creșă, da, cu părinții. O să o anunțăm din timp. Iarăși, pentru sărbătorile de iarnă, ca întotdeauna, o să pregătim o mică serbare, da? La fel, părinții or să fie înștiințați. Vine Moș Crăciun? Vine, cu siguranță, și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Creșele de stat constanțene rămân cea mai bună opțiune pentru părinții care revin la locul de muncă după concediul de creștere a copilului. Contribuția părinților pentru cuantumul alocației pentru hrană oscilează între suma de 1 leu și 6 lei, în funcție de venitul lunar al fiecărei familii. Diferența până la 12 lei vine din partea Consiliului Județean Constanța.